se adresa doinei și mamei, care este și ea aici cu noi. Acest omagiu o merită mai ales pentru toate sacrificiile pe care le-a făcut în viața ei, pentru lupta comună pe care au condus-o Doina, Tintin și mama. Pentru noi, ca nepoți și copii, a fost câteodată o povară această luptă pe care a trebuit să o acceptăm. O parte din bunica noastră nu ne mai aparținea. Îmi aduc aminte de zilele în care mergeam cu ea duminică la liturghie, în acea vreme se făcea în Piața Unirii și de fiecare dată oamenii ne opreau ca să stea de vorbă cu Doina, să o încurajeze sau câteodată chiar să o înjură. Întotdeauna Doina se oprea și discuta cu fiecare, mai ales cei care nu erau de acord. Asta a fost o lecție. Dar când stăteam cu ea, ca și nepot și nepoată, era o șansă, pentru că puteam să mă ridic spre o ființă mai bună. Când eram mai mic, am fost fiecare dintre nepoți la bunica acasă pentru a învăța să iubim această țară și poporul român. Toma, fratele meu gemen, a fost cu ea odată la munte în Țara Moților. Acolo curge un pârâu lângă cabană. Așa că a luat un băț, o soară și a plecat la pescuit. După un timp și-a dat seama Doina de absența lui Toma și a plecat după el. L-a găsit și, bineînțeles, l-a certat. A încheiat zicând că îngerul lui plângea de fiecare dată când făcea o prostie. Toma a întrebat ce este un îngeraș și cine este. Atunci Doina i-a explicat ce sunt îngeri și l-a învățat să se roage la el. Toma a schimbat un pic rugăciunea pentru Doina. Doina, Doina, tu ce mi s-a dat de Dumnezeu, în inima mea peste tot mă însoțești. Eram mic și m-ai făcut mai mare. Eram slab și m-ai făcut mai tare. De rele m-ai ferit și spre bine m-ai îndreptat. Am vrea să medităm împreună asupra trei precepte fundamentale pe care ni le-a transmis Doina. Viața simplă. Să nu acorzi importanță bunurilor materiale. Caută spiritul înainte de toate. Respectul și iubirea pentru oricare formă de viață. Sfințenia existenței pe pământ constă în prețuirea pământului și al creaturilor Domnului. Esența unei furnici este la fel de însemnată ca cea unui intelectual. Lupta pentru pace interioară. Fii sever cu greșelile și excesurile tale, dar fii blând și indulgent cu cele ale semenelor tăi. Așa vei cunoaște fericirea armoniei. Dragă bunică, să te odihnești în pace, lângă mama și lângă Dumnezeu.